Bună seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la emisiunea De Sens Vieții! Creștinismul își are rădăcinile în iudaism. Cu toate că de multe ori, în trecut și în prezent, creștinii s-au detașat și au luptat împotriva unor elemente cu caracter iudaic, există câteva lucruri sau persoane pe care aceștia nu le pot da deloc la o parte fără a se autodesfința. Printre ele amintim scripturile evreiești, Paștele și Mântuitorul Iisus Hristos, care s-a născut în casa lui David. Doamnelor și domnilor, pentru că ne aflăm în perioada sărbătorii de Paști, dorim să vorbim în această seară despre Paștele evreiești și Paștele creștin, împreună cu Părintele Iacob Coman. Bună seara, Părinte! Bine ați venit la emisiunea De Sens Vieții! Bună seara și bine v-am găsit! Suntem în perioada aceasta pascală și lumea este în sărbătoare. Acum există tot felul de discuții și diferențe între sărbătorirea Paștelui evreiesc și cel creștin. Care ar fi similitudinile, care ar fi diferențele între cele două? Păi, înainte de a desfășura cumva subiectul ăsta pentru noi, trebuie să ne luăm niște măsuri de protecție. Noi oamenii ne-am învățat că orice subiect ar fi în discuție, dacă auzim ceea ce am stabilit noi că este corect, atunci e în regulă. Dacă auzim altceva decât ceea ce am stabilit noi că este corect, atunci avem mari probleme. Oarecum vrem o confirmare. Da. Dacă facem de aici un pas mai departe și venim în zona creștină, noi creștini am stabilit că orice auzim din Scriptură despre care am stabilit noi că e corect, auzim cu drag. Orice auzim din Scriptură care nu e ce vrem noi să auzim, este necorect. Ne autotensionăm, explodăm în stânga și în dreapta, în jargoane sau cuvinte nepotrivite, de la erezie până la nebunie, și lista poate continua. Datorită acestui fapt, a pune în discuție, în teză și antiteză, Paște evreiesc și Paște creștin, însăși sintagma în sine, din perspectiva mea, să zic așa, sau din perspectivă biblică, mai corect, sintagma în sine este una care anticipă o foarte mare tensiune și, în același timp, o foarte mare realitate care se găsește și în stânga și în dreapta. Eu am pornit de la realitate, în sensul că am observat aceste diferențe și chiar tensiunea între cele două. Acum va rămâne să vedem dacă Dumnezeu a intenționat lucrul ăsta sau nu în discuția noastră, dar ideea este că am plecat de la o realitate foarte evidentă. Paștele evreiesc și Paștele creștin. Da, deci, în primul rând, să pornim de la o bucurie, da? Când se rostește în societatea noastră contemporană creștină cuvântul Paște, fiecare om tresare oarecum pozitiv, simțind că se apropie o sărbătoare, o sărbătoare care se comportă sau se conjugă, mai bine zis, la nivelul familiei, da? Când încă oamenii mai procură niște carne de miel, încă oamenii își mai vopsesc niște ouă, încă oamenii mai fac niște lucruri foarte cochete pentru familie și se bucură. Da, da, așa. Și se bucură, da? Asta ar fi, să zicem, asta ar fi conjugarea familială, da? Dacă extindem lucrul acesta mai larg și la nivel de societate, comerțul pe subiect crește exploziv după Crăciun, cam asta cred că e cea mai mare perioadă a anului de cheltuieli și de vânzări, și felul în care se împopoțonează, să spunem așa, sau se ornamentează
piața, viața oamenilor, târgurile, da? Toate aduc un plus de bucurie oamenilor cu reminiscențe sau cu gânduri intenționate despre cineva care ar fi purtat numele Hristos, despre niște acțiuni pe care acesta le-ar fi făcut pentru oameni, unii mai atașați, alții ușor mai distanți, cu una cu alta, când rostesc terminul Paște, da, societatea tresare pozitiv, tresare sărbătoresc și este un plus social, nu poate contesta nimeni asta. Dacă, în schimb, revin înapoi la severitatea subiectului, dacă mă pot exprima așa, trebuie să fim onești. În creștinism sunt cel puțin două feluri de Paște. Paștele răsăritean sau ortodox și Paștele apusean sau catolic. Dintr-o dată este o dificultate, oricât de eleganți am fi, da? Dar la asta nu se uită nimeni. Adică, mă, dacă e Paște, e Paște ori nu-i Paște? Dar omul, datorită bucuriei pe care o aduce sărbătoarea, datorită, să-i zicem așa, orientării credincioase creștine apropiată de șovinism religios, da? Fiecare în zona lui zice, mă, ăsta e Paștele adevărat, nu mă interesează celelalte. Sau dacă e mai tolerant, zice, băi, ăsta e Paștele meu și ăla e Paștele lui. Sau o serbe, da, și pe ăsta și pe celălalt, da, cum e zona noastră câteva zile în plus. Cum e zona noastră din Ardeal, datorită plusului de liber și de toleranță, cum să zic, de toleranță și de bunăstare a casei și a contextului social, cum e la noi, la Târgu Mureș, dau un exemplu, oamenii toți au și Paștele românesc, și ungurii se bucură de Paștele românesc, și apoi după aceea și românii se bucură de Paștele unguresc, asta este expresia la noi. Însă de aici și până la ce înseamnă Paște, este o distanță foarte importantă pentru cei care sunt interesați, nu de ce au decis ei că e în regulă, ci pentru cei care sunt interesați de ce a zis Dumnezeu. De partea cealaltă, ca să-mi termin ideea și apoi, dacă mai aveți să mă întrebați, răspund cu drag dacă pot, de partea cealaltă este Paștele evreiesc. Paștele evreiesc care este la fel ca Paștele creștin. Doar că Paștele evreiesc se bazează pe calendarul lui Dumnezeu și Paștele creștin se bazează pe calendarul oamenilor. Paștele evreiesc degeaba se bazează pe calendarul lui Dumnezeu pentru că nu respectă Scriptura, ci doar părți vechi testamentale. Vă referiți la cel actual? La cel actual, da. Da. Așa. Ca să facem distinții, da, 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 între ceea, da, ce... Da. Da. Așa, deci Paștele evreiesc de astăzi, da, este pe calendarul lui Dumnezeu, ceea ce este corect, însă carit nu mai este pe liturgica lui Dumnezeu, cea biblică, da, ci este, am spune, vechi testamentală plus cultură evreiască, da? Paștele creștin se bazează pe datele calendarului omenesc, da? Și cu elemente vechi și nou testamentale pe care biserica le-a ales aleatorul sau intenționat ca să se regăsească în sărbătoare ceea ce oamenii au decis. Ei, între aceste Paște evreiesc și creștin și Paștele biblic este o diferență ca între cer și pământ. Dacă cineva vrea să o recunoască, e bine, dacă nu vrea, asta este. Suntem liberi și ne putem bucura de deciziile noastre și de sistemul nostru de gândire. Cum arată Paștele autentic, lăsat de Dumnezeu? Deci, cum ar trebui sărbătorit? Deci, Paștele biblic, în primul rând, este normat ca timp. În ziua X, în luna Y, să aveți sărbătoarele Paștelor. Da? Deci este normal. Asta ține de dată, da? Da, asta ține de dată.
Pe urmă, Paștele Biblic este normat ca eveniment. Primul eveniment al Paștelui Biblic nu este răstignirea lui Hristos. Este și asta. Poate să comenteze oricine ce vrea. Paștele Biblic este normat ca eveniment, și anume... ca praznic. Hai să zicem ca praznic, dar ca eveniment, eu aș rămâne asta. Adică omul ține Paștele ca să-și aducă aminte că a fost eliberat din Egipt. Adică sărbătoarea Paștelor derivă, să nu uitați asta, sărbătoarea Paștelor derivă cu subiect și predicat din prima poruncă de pe cele două table. Sau, dacă vreți, prima poruncă din cele 10 este scrisă pe baza Paștelor. Nu poți disocia asta. Dacă le disociezi, înseamnă că, repet, cauți în Scriptură ce ai decis tu. Nu cauți în Scriptură ce a decis Dumnezeu. Porunca întâi sună cam în felul următor. Atunci Domnul Dumnezeu a luat cuvântul și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Toate referințele cu privire la Paște din Scriptură sunt legate de această eliberare. Ca să-ți aduci aminte, ca să știi, ca să vezi că eu, Domnul Dumnezeul tău, te-am scos din Egipt. Da? În evenimentul acesta se întâmplă ceva. Și anume, are loc omorârea tuturor întâilor născuți din Egipt. Fie că e vorba de animale, fie că e vorba de oameni. Dumnezeu săvârșește lucrul acesta și apoi scrie. Pentru ca acest eveniment să nu se întâmple în casele voastre, aveți o obligație. Și anume, să răscumpărați pe oricine care este întâi născut din casa voastră. Fie că e vorba de copil, fie că e vorba de miel, fie animal, da, așa. Sigur că lucrurile acestea au fost date la o parte de creștinism. Eu nu judec cât au făcut bine, cât au făcut rău. Și vă spun povestea. Au fost date la o parte de creștinism și în dragostea sau de dragul lui Hristos, creștinismul a urât învățătura lui Hristos. Deci de dragul lui Hristos, creștinismul a urât învățătura lui Hristos. Evreii, de dragul ceea ce și-au dorit ei să găsească în lege, l-au urât pe Hristos. Sau, mai corect spus, nu l-au primit pe Hristos. Și în felul acesta avem de-a face cu două imagini complexe despre Paște. Un Paște fără Hristos, care nu are niciun rost, pentru noi creștini, pentru iudei este o altă problemă. Pentru că făgăduințele făcute pentru iudei nu le putem ignora. Asta e problema lui Dumnezeu, care e suveran, da? Dar, din perspectiva noastră biblică, avem de-a face cu un Paște fără Hristos, care e Paștele iudaic, care nu are niciun fel de relevanță și niciun rost, și avem un Paște cu Hristos, care este lipsit de normatica lui Dumnezeu și este lipsit, să-i spun așa, de conținutul lui Dumnezeu, care iarăși nu are niciun rost. Din ce perspectivă nu are niciun rost? Cu Hristos nominal, dar da, nu... Da. Din ce perspectivă n-are rost? Din perspectiva complexității învățăturilor lui Dumnezeu. Din perspectiva normelor pe care le-am făcut noi ca oameni. Are o semnificație extraordinară. Și repet ce spuneam mai devreme. Ne bucurăm, e familial, este o sărbătoare extraordinară. Toată lumea înflorește la sărbătoarea Paștelor, da? Cu toate obiceiurile care sunt. Dar, lucrul acesta nu rezolvă problema de fond. Pe cine îl interesează Paștele Biblic, trebuie să se întoarcă la textul biblic. Fără această întoarcere, nu dai nici de Hristos, nu dai nici de lege și nu dai nici de Paște. Putem găsi oarecum un echilibru
în camera de sus în ceea ce privește semnificația celor două tipuri de Paște, ca să spun, sau nu știu, un Paște care se continuă cumva sau se metamorfozează. Găsim acolo ceva sau e doar o anulare a celuilalt, pentru că nouă creștinilor așa ne place să credem că atunci a fost abolit Paștele evreiesc și acum urmează Paștele creștin? Sau este o completare a celor două? Exemplul din camera de sus, în felul în care e scris în Scriptură, nu are de-a face cu abolirea a ceva din ceea ce se întâmplă, ci în primul rând are de-a face cu o ascultare față de textul biblic pe care și-o exprimă Hristos, care zice: eu nu fac nimic de la mine, câtă vreme există cer și pământ, nu pică iota din ce a învățat Tatăl meu din lege. Și zice: eu nu fac nimic de la mine, ci tot ce fac, fac de la Tatăl meu. Iar în acest complex comportamental a Hristosului Dumnezeu, în momentul în care pe calendar apar Paștele, se înțelege cu apostolii unde luăm Paștele. Și dacă e să citezi Evanghelia, ucenicii, pentru că simțeau că sărbătoarea este bate la ușă, l-a întrebat: unde vrei să-ți pregătim Paștele? Și răspunsul lui Hristos este unul foarte, cum să zic, foarte subordonat învățăturilor vechi testamentale, biblice. Mie nu-mi place biblice, să zic. Da. Este foarte subordonat învățăturilor biblice și nu lasă nici măcar cât este negru sub unghie de înțeles că, bă, hai să mai facem o dată, dar odată cu mine lucrul ăsta s-a gătat. Nici pomeneală. Ci se duce în camera de sus cu apostolii ca să ce? Ca să ia Paștele Domnului. Și în desfășurarea acestui eveniment, nu știu dacă e un adaus, ci am senzația că era ceea ce trebuie să se întâmple acolo. Ia o pâine și zice: asta e trupul mielului, adică al meu, care se frânge pentru voi. Păi de aici e bătălia apuseană, răsăriteană și protestantă, că e consubstanțial, transubstanțial, e simbol și așa mai departe. Lucruri sau dezbateri de altfel frumoase, dar care fiecare găsește o soluție cum să nu creadă textul. Hristos a zis, când a rupt pita aceea, a zis: păi, ăsta e trupul meu. Ce înseamnă asta, dragii mei, domn și doamne? Credeți-mă că pe Iacob cum nici nu-l interesează. Înseamnă că eu am frânt trupul lui Hristos. Era Paștele, adică trupul mielului fără cusur, care va fi adus odată și pentru totdeauna, exact la timpul profetic pe care l-a stabilit Dumnezeu. Și apoi continuă, ia un pahar și zice: ăsta este sângele meu. Și cine nu mâncă, exact așa zice, cine nu mănâncă trupul meu și cine nu bea sângele meu, nu mai ia Paștele. Pentru că evreul exact asta făcea. Mânca carnea mielului, care era carnea lui Hristos. Și îmi spune mie, creștinului, dacă vreau să fiu creștin, că aidoma sau la fel, când muști din pâinea aceea, mânc trupul lui Hristos, iau Paștele, dacă nu, nu-l iau. Însă ce se întâmplă? Mergând pe firul acesta în istorie, s-a întâmplat un lucru. Și anume, pe măsură ce unii creștini s-au despărțit de bisericile mamă, respectiv ortodoxă și catolice, și catolică, au degrevat cumva Paștele prin faptul că Hristos spune că puteți frânge pâinea când vreți, spre pomenirea mea. Și atunci ei au zis: dacă degrevăm Paștele de lucrul ăsta, ne-am însușit cina Domnului sau Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Euharistie, căreia îi spunem Paște. E adevărat că cina Domnului aduce aminte despre acest eveniment, dar cina Domnului niciodată nu va înlocui sărbătoarea.
cina Domnului, care este spre pomenirea lui Hristos și spre pomenirea revenirii Lui, o putem lua în fiecare zi, o putem lua la săptămână, o putem lua la o lună, la trei luni, fiecare creștin confesional cum și-o stabilește. Este mai mult decât salutar acest gest. Dar sărbătoarea Paștelor, nu se, făcând asta, luând cina Domnului, nu te poți degreva de sărbătoare. Pentru că în Sfânta Scriptură spune așa, citez, iată sărbătorile lui Jehova. Exact așa scrie. Da. Sau iată sărbătorile Domnului. Și le înșiră, 7 sau câte ori fi, după unii 8, după unii, nu contează. Da. Le înșiră. Începe cu sâmbăta, sărbătoarea Domnului, și a doua este Paștele. Și apoi continuă, mă rog, în sfârșit. Ceea ce mi se pare mie straniu, că eu ca adventist de ziua 7-a, am luat-o pe prima și restul le-am aruncat la coșul de gunoi. Ceea ce mi se pare la fel de interesant este că alți frați de-ai mei creștini au lăsat-o pe prima și au luat-o pe a doua. Și-au aruncat-o pe prima la gunoi. Și-au mutat-o mai încolo, mă rog, și pe a doua. Nu, mă rog, în sfârșit. Au luat-o pe a doua, dar n-au luat-o pe calendar, ci au luat-o pe cum ne cade nouă bine. Nu vreau să spun că e rău sau că e bine asta, dar întrebarea vine care e greșit. Ăla care a luat-o pe prima și l-a lăsat pe celelalte sau cel care l-a luat pe celelalte și l-a lăsat-o pe prima? Aici este problema. Că noi n-am făcut altceva decât am creat o tensiune artificială între noi, pe baze, să spunem așa, de pretenții că la mine e bine și la tine e rău și invers, și am lăsat la o parte ceva. Ce vrea Dumnezeu la acest eveniment? Am lăsat la o parte cu toți. Da, observăm că în practica apostolilor, cel puțin Pavel spune că vrea să ajungă la Ierusalim înainte de Paște, asta arată că ei încă mai serbau Paștele, nu l-au dat la o parte ca... atunci când ar considera că ne-am debarasat de Paștele la vechi și acum noi avem un Paște nou. Înainte de declarația asta, noi avem un obicei, nu știu, greșit, bun, mă rog. Poate că vine de la Marcion ticul ăsta cu vechi și nou. Sau... Da, nu numai de acolo. Noi ne-am însușit foarte atenți dragostea de Hristos în detrimentul lui Hristos și al lui Dumnezeu. Eu fac efort de ani de zile să nu mai folosesc expresia Vechiul Testament și Noul Testament. Însă uneori nu pot, sunt obligat, pentru că altfel nu mă înțelege cel care cu care vorbesc, da? Canonic, da. Da, că nu există Vechi Testament și Noul Testament. Există Biblie sau nu există Biblie? Lucrul ăsta noi nu-l înțelegem. Da, zice, tu pe ce ești, pe Vechiul sau pe Noul? Eu nu zici pe Vechiul, nici pe Noul. Eu încerc să țin cont de Sfânta Scriptură. Dar revenind la ideea aceasta, noi ne-am făcut un obicei, nu știu dacă pot să-l numesc rău sau... Mă rog, acum fiecare va judeca în felul în care vrea el, da? Un obicei prin care lucrurile pe care le stabilim noi, că sunt clare, fără să avem niciun fel de bază, le căutăm în Scriptură și alea-s valabile. Lucrurile pe care le-am stabilit noi că nu sunt clare și nu trebuie, nu ne interesează dacă ele sunt scrise în Scriptură. Și atunci am creat fel și fel de nuanțe extra-biblice pe care noi le numim corecte, absolute și de la Dumnezeu. Eu n-am nimic, pot să fie. Dar când descriu Sfânta Scriptură, mă lovesc ca de zid. Că ele nu stau în picioare. Asta e problema noastră. Da, nu avem un suport biblic pentru ele și atunci da, le luăm ca de la sine înțeles că ar fi adevărate, pentru că au o tradiție în spate și s-a făcut de mult timp așa și deja ne se pare atât de normal. Da, uitați, să pornim exact pe Paștele creștin, da? Nu poate să pună nimeni la îndoială că Iisus Hristos a înviat duminică dimineață. Este clar că a înviat duminică dimineață. Nu poate să pună nimeni la îndoială că niște oameni de bună credință au zis, mă, dacă a înviat Iisus Hristos duminică dimineața, pă duminică să fie Paștele, mă. Gata, mă, duminică să fie Paștele. Bun, nu
nu poate pune nimeni la îndoială că atât episcopul de răsărit cât și episcopul de apus, după niște criterii biblice, cu lună nouă, cu săptămâni, cu nu știu ce, caută să zică, mă, acum cade duminica aceea. Nu pune nimeni la îndoială asta. Există o singură problemă. Dumnezeu a zis, nu sărbătoriți Paștele când a înviat Fiul meu, ci sărbătoriți în al 14-a din luna X. Asta e toată problema. Indiferent când cade, sâmbătă, duminică, joi. Luni, joia. Deci asta e singura problemă. Restul, totul este bazat pe intenții bune. Totul este bazat pe un lucru foarte frumos. Adică te simți mult mai confortabil să zici duminică dimineața, în crucea nopții, Hristos a înviat, să iei lumina adusă din cer sau felul în care e, mă rog, nu discut eu asta, da? Este extraordinar. Cum să zici asta marțea, când El a înviat duminica? Da. Parcă e și anacronic. Toată problema este că Dumnezeu a zis, băi, e marțea. Și acum eu ce fac? Și încep să... Și atunci noi, neoprotestanții, nu toți, sau cel puțin biserica mea adventistă, zic, bă, noi nici nu avem treabă cu asta. Noi avem Sfânta Cină, la Paștele Domnului și cu asta am terminat. Sună frumos din perspectiva felului meu de a gândi. Dar am aceeași problemă. Ce zice Biblia? Și Biblia nu zice așa. Deci nici unii nu ne potrivim pe nimic. Nu. Nici evrei, nici creștini, nici protestanți. Deci Paștele evreiesc este una. Paștele evreiesc biblic. Nu, nu, stați un pic. Paștele evreiesc este una. Paștele creștin în două chipuri este alta și Paștele biblic este altceva. Adică eu nu accept, din perspectiva mea de profesor de teologie, eu nu mai accept să vorbim despre învățături evreiești. Alea nu că foarte mult din viața evreului stă pe Biblie, de acord. Dar alea nu sunt învățături evreiești, alea sunt învățături biblice și biblice trebuie să rămână. Cultura evrească este una, cultura biblică este alta. Cultura creștină este una și cultura biblică este alta. Atât evreul cât și creștinul trebuie să-și lase cultura lui și să se întoarcă la cultura biblică. Doar că în dreptul poporului iudeu este scris ceva, că Dumnezeu îl va mântui. Ceea ce la creștin nu zice asta. Și atunci, dacă poporul evreu nu se întoarce la cultura biblică, eu pot să am discursuri foarte respingătoare, foarte eliminatorii, mă rog, dar relația între Dumnezeu și ei este de o altă natură. La creștin nu e așa. Dacă creștinul nu se întoarce la cultura biblică, lucrurile pot să fie enorm de eliminatorii pentru oricare credincios. Acum, există și niște specificări acolo legate de lepădarea unora dintre ei, nu ca neam, ci ca necredință. Vorbește Pavel în Romani. Că nu, dar nu, toți... nu, dar nu, nu este așa. Nu este așa, adică trebuie să ne uităm de la A la Z. Biblia spune că Dumnezeu i-a împietrit pe ei. Adică sună absurd pentru noi, pentru creștinii care zice că Dumnezeu e așa, 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 l-am inventat noi. Biblia spune cu subiect și predicat. I-a împietrit pe ei cu un scop, ca să am acces eu, Iacob Coman, la butuc, adică la viața, iertați-mă, evreiască, să am acces la viața biblică, de-aia i-a împietrit pe ei. Dar spune, după ce Iacob, Vasile, Gheorghe, John și cine ori mai fi se întorc, care vor acolo, Dumnezeu reînsuflețește poporul său, va fi tot mântuit și împreună cu ei, cei care au acceptat să aibă viața în acest butuc biblic pe care noi îl numim evreiesc. Da, păi ați specificat tot. Bine, da. Cei care au acceptat viața. Altfel ar fi absurd. Că, sunt câteva aspecte interesante și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ca profesor dacă există vreo legătură între Exodul 12, acolo unde este descris Paștele, da, și este foarte amănunțit, creionat, ce trebuie făcut în seara aceea, înainte de ieșire și înainte de plaga a 10-a, și Apocalipsa 16. Apocalipsa 16, dacă cu plăgile și cu Armagedonul și cu plaga a 7-a. Da, gata. Ce să zic? Cei care
în domeniu sunt mai pregătiți decât mine, da? Toată lumea, nu de acum, din secolul 1, face similitudini. Care de care dintre ele mai reușite sau chiar cu mai mari pretenții? După ce eu personal am consumat foarte mult acest tip de similitudini, la o vreme mi-am dat seama că mănânc ceva ce fie e otrăvit, fie nu mă satur. Și atunci eu, Iacob Coban, am luat o decizie. Dacă Scriptura îmi spune că lucrul ăsta se referă la lucrul acela, cred. Și sunt sigur pe asta. Dacă citesc o carte despre un om foarte bun în studiul Bibliei și îmi spune că asta se bazează pe aia sau seamănă cu aia, îmi însușesc ca informație, dar nu pot să cred. E adevărat că Apocalipsa 16 seamănă mult cu noaptea ieșind din Egipt, cu acea, să zic, dramă în cadențe tot mai grave a plăgilor. Ai zis, seamănă, este adevărat că seamănă. Dar de aici și până a spune că asta este o reiterare a nopții respective, poate că e adevărat cine spune asta. Dar eu, Iacob Coman, nu mă pot plia, pentru că nu mă pot baza pe versete biblice, ci doar pe concluzii, pe similitudini, pe analogii, care, repet, pot să fie corecte sau pot să fie erori. Ceea ce este clar este că Dumnezeu pregătește Paștele, lucrul la care noi nu ne gândim sau ne gândim foarte vag sau chiar contrazicem, Dumnezeu pregătește Paștele pornind de la un piano al evenimentului până la un feroce al evenimentului. Adică în momentul în care își declară Paștele, mor sute sau poate că mii de oameni în mii de case. Iar ai lui stau bine mersi la foc, mănâncă și beau. Iar în momentul în care se dă sunetul sau are loc strigarea, fiecare își ia toiagul, își ia cuibul din casă, n-are niciun fel de empatie față de cadavrele peste care calcă, că e plin pământul de cadavre, de capre, de oi, de vițel, de... Da. Nu câte un mor, poate să fie și trei, poate să fie și cinci, că poate să fie și tata întâi născut, poate să fie și întâi născut al lui întâi născut. Și... Adică calcă peste cadavre într-o euforie aproape scăpată de sub control, într-o groază băgată în inimile localnicilor, care unii din ei zice, bă, plecăm cu ăștia, că altfel murim, da? Iar nimeni nu se uită la această dimensiune pascală, care este într-adevăr, pentru noi, oamenii din secolul 21, este un fel de horror. Însă, în același timp, este implicarea directă a Sfântului Dumnezeu. Și el, cum spuneam, acest eveniment se bazează strict pe porunca întâi sau porunca întâi se bazează strict pe acest eveniment și nu poți crea un Paște creștin excluzând asta afară. Dacă excluzi asta afară, Paștele creștin este o sărbătoare frumoasă ca 1 decembrie, doar că e cu o încărcătură religioasă, sentimentală și ne place. De acord, n-am nicio problemă. Am observat totuși că Dumnezeu a ținut un echilibru între sobrietatea sărbătorii și bucuria sărbătorii. E praznicul Paștelui cu bucuria lui și e partea aceea de liturgică pascală cu jertfirea, în care se menține acea teamă de Dumnezeu, acea reverență față de eveniment în sine și ceea ce simbolizează el. Păi asta, deci cum să zic, complexitatea acestui eveniment, da, se regăsește cel mai frumos în sărbătoarea Ispășirii. Vorbind, precizând dumneavoastră de acest
echilibru, deși mie nu-mi place deloc cuvântul echilibru în teologie, dar, mă rog, trec peste asta, da? În sărbătoarea Ispășirii este tocmai această tensiune dintre o analiză, o sobrietate și o împovărare fantastică față de păcat, care imediat este urmată de o explozie de euforie, de sărbătoare, de plăcere, de entuziasm, da? Când se dă verdictul, ați fost iertați. Cumva Paștele asta face, pentru că în creștinismul nostru liturgica Paștelui pornește de la săptămâna patimilor, da? Mai mult, dar eu zic de aici, da? În care fiecare om începe să cugete la ce a pățit Iisus Hristos, la cum a fost drumul durerii Lui, se încarcă spiritual cu această împovărare, se duce până în noaptea învierii, iar în noaptea învierii, când preotul bate în ușă și la biserică și din biserică îi răspunde, dar cine ești tu care bați în ușă? Și el citează psalmul, sunt împăratul slavei, se deschid porțile bisericii, da? Toată lumea e cu lumânarea aprinsă, care simbolizează lumina lui Iisus Hristos. Din acel moment, toată lumea este euforic, într-o manifestare extraordinară de bucurie. Din toate punctele de vedere, din punctul de vedere al liturgicului bisericesc, căreia nu-i lipsește atmosfera de masă, de mâncare. De astăzi putem mânca iarăși tot ce mâncăm și să ne bucurăm înaintea Domnului, pentru că Hristosul este înviat. Este foarte frumos lucrul ăsta. Problema este, iarăși, cadența. Când a zis Hristos să se întâmple asta și când o fac eu? Eu zic că pot să o fac oricând. Eu pot să zic asta, dar zice și Dumnezeu la fel? Păi și toată problema. Da. Că așa noi adventiștii de ziua șaptea, scuzați-mă că îmi permis să zic asta, noi adventiștii de ziua șaptea îi judecăm pe alții sau ne pare rău despre alții sau mă rog că ei au ziua de odihnă duminica sau vinerea sau când o au. Păi de ce o au așa? Pentru că ei zic că se poate oricând. Se poate oricând, dar noi zicem asta numai cu privire la sâmbătă. Dacă nu-i cu privire la altceva, de ce se poate oricând? Păi ori se poate oricând orice, ori nu se poate nimic oricând, ci trebuie să fie când a zis Dumnezeu. Da. De ce credeți că a legat Dumnezeu simbolurile pascale de mâncare și băutură? Păi aici este o problemă foarte, foarte complexă. Și într-o zonă mai extinsă, scuzați, în paranteza, mântuirea chiar legată de Eros, ca să fie triunghiul complet, adică... Păi aici este o problemă foarte complexă. Datorită împrumutării, să-i spunem așa, religiozităților sau părților de religiozitate din filosofia greacă și din păgânismul grecesc sau păgânismul în general, da? Noi creștinii am infuzat în textul biblic, bazându-ne pe unele texte biblice, o învățătură străină de ceea ce zice Dumnezeu despre trup. În felul acesta, noi am creat o împărăție a cerurilor pe baza textului din Roman, că e o împărăție care nu se bazează pe mâncare și băutură. Am luat textul ăsta din context și am inventat că noi vom fi niște bășici în ceruri care trăim nu știu cu ce. Dar Biblia nu spune asta. Biblia spune că Iisus Hristos va sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob și poate cu mine, dacă o-i fi mântuit, vor mânca și se vor bucura. Iar toată Sfânta Scriptură leagă cele mai importante trăiri ale ființei umane religioase în Dumnezeu, nu în zei, da? Le leagă de două sau de maxim trei lucruri. Una, să zicem, de credință. Doi, ați spus noastră, de Eros. Și trei, de masă. Când s-a dus Dumnezeu la Avram, primul lucru care au făcut, s-au pus la masă. Da. Împărăția celor, spune Iisus Hristos, va debuta cu o masă. Dar e metaforă aici. Aici e metaforă din colnu. Unde vreau e metaforă și unde nu vreau nu e metaforă. Așa suntem noi creștini sau așa suntem noi profesorii de teologie. Dar asta nu înseamnă că e și bine. Da? Deci, m-ați întrebat de ce e legată de mâncare. Pentru că Hristos, după ce, nu știu exact
timpul în care s-a preocupat de ucenici în mod special, la un moment, avea 70 de ucenici, dacă rețineți, din Sfânta Evanghelie, și a zis, băi, i-am învățat destul să le spun acum pentru ce am venit. Și ce, băieți, dacă vreți să vă mântuiți, păi problema este de o masă festivă. Mamă, ce tare! Puși, ce mâncăm? Păi mă mâncați pe mine și beți sângele meu. Și când au auzit ce festivitate asta, din asta de... cum se numesc ăștia ce mâncă carne de om? Canibalism. De canibalism, când au auzit că creștinii multă vreme au fost socotiți canibali. Acuzați de canibalism, da. Așa, când au auzit ăștia despre ce-i vorba, și-au luat toți tălpășița și-au plecat în treaba lor. Dar Hristos vorbea serios. Și a rămas de la această zicere a lui Hristos, această sobrietate asociată cu bucuria, cronologic poate sobrietate și apoi expozea de bucurie, care este la cina Domnului. Mănânc trupul lui Hristos, beau sângele lui și apoi este dezlegare, da? Ce frumos ar fi ca fiecare eveniment de genul acesta să aibă infrastructura aceasta, după ce am luat cina, se încheie adică se încheie prima parte liturgică a sărbătorii, oamenii să poată să stea înaintea Domnului, să mănânce, să bea, să aibă bucuria că Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Da. Și lucrul ăsta se întâmpla pe mai multe zile. Asta este ideea. Da, era... Bine, e o continuitate, se intră în sărbătoarea azimilor, da. Da, însă, repet încă o dată, fiecare dintre noi am stabilit a priori ce este corect. Prin educație, prin creștere, prin participarea la biserică. În mintea noastră s-a sedimentat ce este corect. Stabilit de noi. Orice lucru care ni l-ar spune Dumnezeu oral, sau orice lucru care ni-l spune Scriptura în scris, dacă în el se regăsește ce am stabilit noi că e corect, a, Dumnezeu, ai văzut? Asta e. Dacă nu poate să vorbească Dumnezeu oral, să-l aud vorbind, sau în scris biblic, dacă nu potrivește cu ce am stabilit eu a priori că e bun, din momentul acela face obiectul interpretării, face obiectul anulării, face obiectul legii ceremoniale, face obiectul asocierii, că asta e cu din aia care sunt nu știu cum, nebun sau eretic sau ce-or fi, și cu asta s-a terminat și Scriptura și Dumnezeu. Da. Dacă e să tragem așa o linie și să concluzionăm, cum am putea să revenim la ceea ce vrea Dumnezeu? Nu se poate. Chiar deloc? Deloc. Da, probabil v-a șocat răspunsul. Da, păi e șocant. Nu se poate. Probabil, da, dacă cineva e preocupat de subiectul ăsta, la el în casă, ca preot, un tată cu soția și cu copii, poate să tragă spre cer, dar instituțional nu se poate, că te omoară cu pietre. În primul rând, instituția nu vrea să deranjeze status quo-ul. Da, da, nu vrea să deranjeze mușuroiul de furnici, că totul este bine. Nu contează dacă e bine din perspectiva Dumnezeu. Deci, cel puțin în momentul de față, nu se poate. Acum, nu am eu nici autoritatea, nici pregătirea, să spun așa, ca să fac declarații absolute. Dacă Dumnezeu va găsi un timp istoric să zguduie pământul acesta sau biserica creștină și să se întâmple lucruri care sunt peste declarații mele, Dumnezeu este suveran. Dar la felul în care sunt toate lucrurile zidite în momentul de față și ancorate în ceea ce... Cimentate, da? În momentul acesta nu se poate. Practic avem o singură șansă pe cont propriu, să luăm hotărârea aceasta. Eu vă dau un exemplu despre mine, da? Ce știu, am vreo 10 ani sau poate mai bine de când am preocuparea asta pentru sufletul meu. Am mai amintit câte un pic pe aici, pe acolo, așa. Și mă strădui ca să mă bucur că vine sărbătoarea Paștelor. Deși n-aveți setarea asta mentală. Nu am setarea, sigur că nu am deloc. Și mă strădui să mă bucur, să zic că reușesc să mă bucur că vine. Dar în ziua Paștelor nu reușesc să fie ce zice Biblia, să fie o zi fără lucrare de slugă, fără... Așa, nu găsesc cât de confortabil este situația. Și eu sunt preocupat de asta. Dar mi-e de cineva care nu are nicio preocupare.
De asta, pentru mine a devenit foarte greu să mai incriminez pe cineva. Nu! Fiecare ce își alege este bine. Pentru că el a făcut alegerea. Dacă acest bine are vreo întâlnire cu ce numește Dumnezeu bine, e problema fiecăruia să verifice. Dacă nu vrea să verifice, este absolut fericirea lui, bucuria lui și cu asta se termină. Un scurt mesaj pentru telespectatorii noștri. Pentru telespectatori. Dragii mei, așa de frumoasă e sărbătoarea Paștelor, pentru că ea pune la oaltă eliberarea cu jertfa, cu iertarea și cu bântuirea. Așadar, să vi se umple sufletul și casa de Paște. Vă mulțumim, Părinte, pentru cuvintele frumoase și pentru această analiză și pentru aceste observații care vin pe baza Scripturii. Sperăm ca cel puțin să ne luminăm un pic și să mergem în pași cum putem, cum ne luminează Dumnezeu, spre ceea ce trebuie, că am văzut că niciunii dintre noi nu stăm bine. Așa că după noi toți stăm bine. După noi stăm bine, da. După Dumnezeu fiecare mai avem de lucrat. Da, vă mulțumim și vă dorim multă binecuvântare în activitatea pe care o întreprindeți. Doamne ajută. Mântuirea vine de la iudei, spunea Mântuitorul în discuția cu femeia samariteancă relatată în Evanghelia după Ioan la capitolul 4 cu 22. De la ei avem Scripturile, sărbătoarea Paștelui și pe Iisus Hristos. Cu toate că mulți creștini sunt iritați de aceste realități din vari motive, acest lucru nu schimbă hotărârile și rânduielile divine. Domnilor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fim împreună la emisiunea De Sens Vieții. Vă aștept cu drag sâmbăta viitoare de la ora 19. Până atunci, vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă, plină de inspirație. Pe curând!